Omul a zbăt, da, politica. Democrația Viteșcac a început să dispărțească. S-au dus de la Voronin, s-au dus la democrație. Acum așa este dispărțească. O viață normală. Noi nu facem politică. Eu nu fac. Nu vorbesc că eu sunt la putere. Eu nu vorbesc că eu sunt. Dar să exprim părerea, critică, da. Nu, eu nu doresc. Și trebuie numai să-i lauzi politicieni. Nici asta, nici asta. Și doamna Maria, vrei numai să-i laude? Hai bun, mulțumesc. Doamna Maria vrea socialiștii să vadă ce să facă. Dacă să nu facă și ea ca la putere. Au fost la guvernare, au fost la guvernare, cum s-a spune, și nu au făcut nimic. De ce acum faceți politica asta iar din nou? E Plahotniuc că ați vorbit foarte frumos, că el, cum s-a spune, ia uite, Plahotniuc care așa fotografie la poliție, îl caută poliția. Și pișor. Dacă aș fost el la guvernare, să trebuie să votez și dat 51%. Atunci ar fi fost la guvernare, da, așa? Cu condiția că de la bun început când au venit acolo, au spus că noi, în fiecare moment, poate să ne dea piciorul. Dar vezi că n-ați vorbit. Și eu dat piciorul. În fiecare moment. Dar n-ați vorbit despre deputați. De ce ei să ridică salariile singuri? Noi i-am votat pe deputați să vină în Parlament pentru aceia să hotărască pentru dânsi numai problemele. Salariile deputaților. Dar coaliția era cu broasca și o știucă. Da. Într-o zi s-au apucat și ne duce tot în urmă. Salariile se umfleacă, salariul umfleacă acolo, comparativ cu miliardul furat. Un miliard furat, eu că am posibilitate și cu, nu știu, domnul a scris sau nu. Așa, acum, prin Europa a mers o vorbă așa, că se lupte cu coronavirusul, trebuie să aproximativ 700 milioane de dolari. Ca să lupte, să localizeze acolo coronavirusul. La noi s-a luat 1000 de milioane de dolari, numai cât la Șor, la Filat și la Plahotniuc. 1000 de dolari, 1000 de milioane de dolari. Iar ca voi sunteți tot ce v-ați spadit, poate mai ceva între... Între voi mai faceți. Dar nimeni nu s-o spădește, trebuie ca oamenii de vârsta a treia. Nu ne spădim. Eu tânăr și nu găsesc femei ca lumea, dar voi faceți vă găsesc. Când nu ne spădim, noi... Nu ne spădim, dar trebuie de vorbit adevărul. Uite aici. Adevărul trebuie de vorbit. Gata, pleci, da? Nu trebuie de dat șansă și Maia Sandu. Nu? Nu știu. Gata. Maia Sandu, cunoștați, s-au arătat cine sunt ei. Nu, încă nu arătat. Trebuie s-au arătat. 51 de dat. Mai dați-le o șansă. 51 s-a arătat. Da. Șansa trebuie de dat lui Oleg, iaca, Oleg cel mai... Pe ce-mi tot Oleg și Maia Sandu? Nu, dar pe ce câte-i să faci eu? Partidul Dreptății și Adevărului, microfonul... Deci contează denumirea, contează cum se comportă. Ce practică are Maia Sandu? Ce practică are Maia Sandu? Eu un copil nu știe să-l nască, să-l crească. Ce practică are el? Dar nu are bărbat, cată, geata femeie. Contează faptele sale. Geata femeie, cată, bărbat și nu găsești. Vorbește, Iurea. Prințul Pical Alb, cine știe? A fost la guvernare, nu a făcut nimic. Nu. Da. Nimic nu a făcut. Și atât nu trebuie să facă politică, mai departe. Și ne-s facă, da. Și ne-s facă dacă nu mai asamblă. Socialiștii. Aceia deștepți. Dodon, Șor, cine? Aceia care fură. Cine, de exemplu? A, deci las... Eu n-am încredere în nimeni. Aceia care fură măghini. Maia Sandu, nu, dar las facă și care fură, da? Că știu, fură măghini.